Academia Petru Tocănel și colaboratorii săi au organizat la sala de festivități a Liceului Teologic Melchisedec Ștefănescu, miercuri 20 aprilie, cea de-a treia conferință publică despre poruncile biblice. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești mult pe pământ. Este îndemnul divin pentru credincioși, cel care pune mare preț pe rolul familiei în formarea omului. În scrisoarea Sfântului Paul către Efeseni, la capitolul 6, versetele 1-4, se spune: copii, ascultați de părinții voștri în Domnul, căci așa este drept. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Aceasta este cea din tâi poruncă, însoțită de o promisiune, ca să-ți fie bine și să trăiești mult timp pe pământ. Iar voi, părinților, să nu-i provocați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți în disciplina și învățătura Domnului. Porunca biblică referitoare la ascultarea părinților ar trebui, în opinia prelaților, interpretată ca un sfat valabil pentru om de-a lungul întregii vieți, nu doar în copilărie, pentru că el reprezintă o filozofie de viață menită să ferească omul de multe rele și tentații. Asta pentru că niciun părinte nu dorește răul copilului său, ci dimpotrivă. Ne vom opri astăzi asupra celei de-a patra dintre ele, mai exact la cea care poruncește ca fiecare om să-și cinstească părinții. Pentru această purtare, Mântuitorul venind și cu o promisiune interesantă, ca să-ți fie ție bine și să trăiești mult pe pământ. De obicei, credem că această poruncă trebuie pusă în practică numai de copii sau de tineri. Dar dacă suntem atenți, porunca nu menționează acest lucru. Dovadă că aceasta se adresează tuturor, de la naștere și până la moarte. Cea de-a patra poruncă biblică ce îndeamnă ființa umană la ascultare este cea care reglementează, de fapt, relația oamenilor pe pământ. Există popoare la care cei care au dat viață omului sunt ființe sacre. Legat de porunca cinstirii părinților, porunca de tranziție dintre poruncile destinate educației, relației poporului ales cu Dumnezeu, tranziția de la aceste porunci la poruncile menite să rânduiască relația cu aproapele, ne frapează această făgăduință precisă ce ni se face. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta să-ți fie bine și să trăiești ani mulți pe pământul pe care Domnul Dumnezeu tău ți-l va da. E o poruncă ce reglementează relația cu semenii, fiind formulată într-o manieră în care se accentuează frica sfântă, asemănătoare temerii de Dumnezeu ce dă naștere evlaviei. Din păcate, în societatea contemporană, valorile familiei sunt distruse, fiind atacată instituția căsătoriei, fiind legalizată conviețuirea în concubinaj, fiind legiferată homosexualitatea în multe state. Asta cu efecte distrugătoare la ceea ce se cheamă celula de bază a societății, familia. Dacă ne dorim copii ascultători, e important ca familia să fie cu adevărat o familie iubitoare, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Instituția căsătoriei și viața de familie se află azi în impas. Pe de o parte, răspândirea divorțurilor și încheierea altor căsătorii, simpla căsătorie civilă sau celebrarea căsătoriei fără o credință vie, refuzul normelor morale cu privire la sexualitate în viața de familie, o concepție greșită despre independența soților, confuzii în ideea raportului de autoritate a părinților asupra copiilor, greutăți în transmiterea valorilor familiei, alcoolismul, lipsa dialogului în familie, lipsa unei educații corespunzătoare, sunt tot atâtea greutăți pe care le întâmpină familia de astăzi.
Prelații au subliniat și faptul că Ioan Gură de Aur recomandă în Sfânta Scriptură să ne iubim părinții în timp și atunci când sunt în putință, dar mai ales atunci când ajung la neputință, lucru pe care adesea copiii ajunși la maturitate îl uită, abandonându-și părinții bătrâni și bolnavi. Pe aceeași temă a mai conferențiat dr. Maria Andrici, managerul Spitalului de Urgență Roman, și profesorii de religie Dana Rusu și Denisa Maria Clopotaru. Conținutul întregii conferințe îl veți putea urmări joi 21 aprilie la postul de televiziune Roman 24.